Fajoluțele sunt gata, le luăm și le punem pe farfurie și poftă bună! Ia uitați ce bine arată fajoluțe cu un deliciu! Uitați. Joluțe. Eu sunt Amelia și astăzi o să facem pârjoluțe din carne de vită și piept de pasăre. Și vom avea nevoie de carne de vită, 300 de grame, 300 de grame de piept de pasăre, 4-5 căței de usturoi, un morcov potrivit de mare, o ceapă potrivit de mare sau două mai mici, pâinică integrală. Și pentru moment vom da aceste ingrediente prin mașina de tocat carne și apoi continuăm cu celelalte. Am tocat carnea de porc, 300 de grame, 300 de grame piept de pasăre, pâinea integrală, morcovul, ceapa și usturoiul și am pus mărar și pătrunjel, am adăugat două ouă, sare, piper, amestecăm totul foarte bine și dăm forma la pârjoluțe. Umplutura pentru pârjoluțe este gata și acum nu ne rămâne decât să dăm forma și să le prăjim în acest aparat. Vedeți? Le dăm la 180 de grade, circa 18-20 de minute. Acum vom pune pârjoluțele în coș aici. Le-am dat forma cu mâinile umezite cu ulei. Și închidem. Acum închidem și fixăm aici la 180 de grade, circa 20 de minute. Așa. Pârjoluțele sunt gata. Fajoluțele sunt gata, le luăm și le punem pe farfurie și poftă bună! Ia uitați ce bine arată fajoluțe cu un deliciu! Uitați. Пожалуйста.